Salutare la toată lumea și bine v-am găsit. Am un BMW 525D. Și am o problemă cu airbag-urile. Lumina de la airbag tot timpul e în bord. Abar n-am de ce. Bănuiesc și eu că e la airbag, dar de ce? N-am nicio idee. Ce-s mișto de afară? Și uite despre ce vorbesc. Peng. Frumușel, lumina la airbag în bord. Acum să menționez că asta nu e mașina mea, e mașina femeii. N-aș fi ținut eu fluturaște ăștia roz în bord. Dar ideea e că nu știu ce are. Deci tot timpul stă acolo. N-am nicio problemă, mașina merge, dar e enervant căcatul ăsta de airbag care stă în bord. Și așa că azi cam o zi liberă. Hai să vedem care e combinația cu el. Am unde ăsta un tester. L-am luat de pe eBay. Nu știu cine știe ce. Foxwell. Mă rog. Și să vedem ce diagnostic îmi dă. Țin minte că am mai verificat asta odată, mai mult timp, dar n-am avut timp să dar că nu mi-aduc aminte ce zicea și ce și cum. Hai să vedem care e mișcarea. La asta, la BMW ăsta 520 seria 5. Portul ăsta OBD, unde bagi la mufa la calculator, aici sub scaun la șofer. Nu sub scaun la șofer, sub bord. În partea șoferului. Iar eu... Țac, uite acolo. Și ăsta se scoate afară, ca un căpăcel de protecție. Și se conecteze asta acum. ABS și Airbag Reset Tool. Deci ăsta e pur și simplu numai pentru ABS și Airbag Reset. Nu e pentru altceva. Mă rog, ce-o fi, o fi. Să conectăm asta frumos. Așa. Dacă o să mai fac ceva bani, o să-mi iau un sculu performant. Dar deocamdată merge și cu canceruțul ăsta. Îl spune ce are mașina. Așa ar trebui, de fapt. Ok. Foxwell. Mi se pare că trebuie pus contactul. L-ai pus. Așa. Mă duc direct la... ABS și airbag. Enter. De aici, de la săgețelele astea. Ok, ce marcă de mașină e europeană, bineînțeles. Enter iară. Audi, bla 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 bla. Dăm frumos la BMW. Enter. Ce să cinci? Automatic selection. Dă-i pe asta. Ok. Deci că vorbești cu mașina. Communicating with the vehicle. Autoscan, da? Și scanează el acum.
прогресивно фал съм. Да, от кога сте у... код айче, у фалт. Се види... Види да нашпра какво сте ма. Окей, хайде ден, че им финиали, у гъсто у фалт аколо. У код. Дали, дам айче ла... Read codes, се читяска кодурли. Паф, паф. Шо гъсто două кодури. NAFF prezent, NAFF prezent. Unul spune că aș citesc în engleză. Că nu știu cum se traduce în românește. Unul, primul cod zice că resistance firing circuit belt tensioner driver too high. Deci eu aș traduce că rezistența de la centura belt tensioner, de la centura de siguranță a șoferului, rezistența e prea mare. Ce-o fi însemnând asta? Și celălalt zice resistance firing circuit safety battery terminal too high. Asta e ceva de la baterie cu safety circuit. Este un, am uitat cum se cheamă, IBS la baterie, care e un sistem care previne în caz de accident, cred că se taie curentul la mașină, la baterie. Deci zice că acela una, are ceva legătură cu acela. Deci unul zice că la centura șoferului și celălalt zice că la baterie. Băi, n-are nicio treabă nici alta cu ABS-ul. Astea sunt codurile. În fine, eu nu-l înțeleg și o să-l iau moșnegește așa frumos. O să încep cu scaunul șoferului. Nu, cu scaunul pasagerului. Și a să mă uit pe dedesubt, să văd ce și cum și ce... Poate e vreun cablu săric. M-am uitat și eu, sincer, m-am uitat pe YouTube să văd dacă ai vreun cablu săric sau ceva. Sau 100.000 de videouri care scrie, dar până la urmă niciunul nu spune ce i-a făcut sau ce așa. Au cumpărat de pe eBay o siguranță, o pus-o sub scaunul. Habar n-am, frate. Hai să vedem ce are mașina. Bun, și hai să începem. Hai să vedem care... Atât. Băi, părerea mea e că... Am scos-o de acolo, am pus la loc, l-am pus în... L-am pus jos. Părerea mea, ui că, hai să începem, în primul și în primul rând. Eu așa zic, hai să desconectăm bateria de la mașină, asta e primul lucru care îl faci. Și hai să începem cu siguranțele, frate, să vedem fiecare siguranță în parte ce are. Nu? Eu zic că asta faci, primul și primul oară desfaci bateria, deconectezi bateria, îl scoți pe cablul la negru de la baterie. Și după aia, hai să vedem siguranțele, fiecare în parte. Bateria la BMW-ul ăsta, în 2004, în import bagaj, în dreapta. Hai, dar ce dea minune pe aici, bă, frate. Să vede cineva mai umbla pe aici. Aici, nu, aici e roata de rezervă, e sub. Nu bănuiesc că e aici. Trebuie tras de asta. Ușurel și cu tupeu. Tragem de el oare? Tragem de-l în smântână, că doar nu. Mă, ești tu, te-am. Ah, uite-l cu ești. Deci trebuie ridicat asta de aici, ținut cu cotul. Și scoasă asta. Asta de aici. Așa. O pui frumos el deoparte. Pe trotinet de copchilor, spre exemplu. Și hai să ne uităm la siguranță, să vedem care e mișcarea. Ok, dar înainte, deci siguranțele sunt... Uite acolo, e panou cu siguranță, 1. Și sunt sigur că mai este 1 pe undeva, cred că e pe-n torpedo. Asta ce e?
la motorină. Capacul manual de la motorină în caz că nu se mai deschide. În fine, hai să deconectăm bateria. Scoatem, deconectăm terminalul negativ. Frumos. Ce trebuie? Ok, de 10. E frumos, ok, de 10 de la Hanford. Din trusă. Și țac, desfaci bateria. Asta nu? Da. Ok, de 10 trebuie. Astea fiind zise, țac, bateria scoasă. Unde să combinăm noi, unde să punem asta să stea drept? Ok, l-am pus în dreapta acolo lângă baterie. Nu știu dacă trebuie să ating de fier sau nu, nu cred că are nicio importanță. Oricum, l-am scos. Deci mașina e deconectată, acum au rămas numai roșu pus. Ușurel acum, hai să ne apucăm de scos siguranțele una câte una și suntem care îi arsă și care nu. Eu știu, poate de la asta. Mamă, în casă, dar cine a relei pe aici, cine a... Păi ăsta nu-i ca la mobră, bă, frate. În fine, de obicei trebuie să aibă o hârtiuță, o listă, cu siguranțele, ce și cum îs. Dar nu o văd pe aici. Și trebuie să aibă și un cleștișor de la tras siguranțele afară. Orice mașină are asta. Dacă nu o fi pierdut-o proprietarul ăla dinainte, unde-i pana mea să fie? Pe aici nu de poamă. Asta e poate aici. Asta. Da, e uite lista aici. Deci lista aici, cu siguranță lui. Așa, am găsit și siguranțele și cleștișorul de siguranță. Deci aici, în portbagaje. Ok. Unde e triunghiul de semnalizare și trusa de prim ajutor. Una câte una, frățioare. Te scoate în siguranță una câte una și nu uităm la ele. Ok, bine cu bateria deconectată. Bine că am găsit greșorul. Hai să vedem prima. Vă și țineți minte de unde scoateți, ca să le puneți la același loc. Deci, faceți-vă cumva un fel de memorie vizuală. Eu așa îmi fac. Bă, dar ce... Așa, prima am scos-o, deci de acolo vine, din prima. Te uiți frumos și la ea. Bă, siguranța e bună. O pune la loc și începem cu următoarea. Și tot așa, și eu o să întrerup video acum ca să nu vă plictisesc. Și apoi, frate. Ideal, dacă ai o bucățică de glas papir fină, ideal ar fi să le dai și cu leac de glas papir. Dar, în fine, trebuie scoasă fiecare în parte. Țac, țac, uitat la ea și pus la loc. Și dacă nașpa, schimbată.